Bună, dragilor, cred că pe Facebook suntem live, să verificăm. Pe YouTube. Se pare că doar o să mă aud. Hai, punem apoi. Suntem live și pe Facebook. Începem imediat. Mai dau două share-uri și gata. Da. Ce zi astăzi? Vrei să schimb multe? Ies și pe testat. Chiar ești determinat în schimbare. Legat de asta, am o prietenă bună care a vrut să vină la niște terapii de grup și nu știu cum, deși era scris peste tot, a venit cu o oră mai devreme. Și inițial s-a supărat, apoi a realizat că totul e un test și acele terapii au scos-o dintr-o mare prăpastie în viața ei. Interesant, nu? Cum nu se vede și nu se aude? Că până acum ziceați că se vede. Se aude. Se aude sau nu? Că nu. Cred că se vede pentru că suntem pe Facebook. Se aude, zice Alina. Doamna Puncă, dar vedeți să nu aveți cumva sonorul, dați dumneavoastră de la laptop mai încet. Ok. Haideți să începem. Mulțumesc mult pentru răbdarea voastră. Sunt Simona Ioniță Mărgărit, bioenergoterapeut, tehnician nutriționist, regresie, fac practic și access. Terapeut Harmat. Ideea e că sunt specializată pe eliberare emoții și blocaje din viață prin diverse metode, lucrând în partea energetică și făcând schimbarea din ședință sau din terapiile online sau seminariile acestea online. Deci ședința de astăzi e cu totul altfel, nu este cum fac de multe ori mulți o întâlnire doar să vă facă curioși să aflați mai mult. În toate întâlnirile care le avem și puteți găsi pe grupul Facebook de Facebook Simona Ioniță Dance Center mai multe sesiuni, în toate întâlnirile, deci facem schimbarea acolo, facem curățările acolo și căpătați tehnici pe care, normal, dacă le mai și reutilizați ulterior, e genial. Mai ales că sunt tehnici care
vă pot ajuta să nu vă mai reîncărcați câmpurile. Și sunt tehnici care vă sprijină să, nu știu, când simțiți un nod în gât, o presiune în zona inimii, vă ajută să schimbați acele lucruri și să nu mai lăsați energia aceea toxică să se solidifice în câmpurile voastre și să vă provoace dezechilibru și să pătrundă în câmpurile voastre treptat și să sape și să distrugă și să provoace diverse dezechilibre, chiar afecțiuni fizice sau emoționale sau mentale. Ok. Deci astăzi suntem și pe grup Simona Ninței Dance Center și Facebook și pagina Simona Ninței Dance Center în caz de aveți probleme unii cu conectarea pe ca pagină. Deci astăzi așa am avut o inspirație ieri. Dacă tot universul a amânat plecarea mea din București și dacă tot este această energie specială și e o mare nevoie să redirecționăm această reînviere a Domnului Iisus Hristos, această energie, de fapt, a reînvierii, și să o cerem în primul rând, pentru că cereți și se va da. Degeaba suntem creștini, degeaba suntem, intrăm în această perioadă, în această sărbătoare sacră, dacă noi nu cerem să primim din acea energie și nu ne deschidem să primim. Dacă noi stăm cu protecții în câmpuri, ca diverse platoșe, diverse, poate fi ca efectiv ca o armură din străvechi sau pe tot corpul sau doar anumite zone, o cască sau, da? Deci e foarte important să ne deschidem în primire și să cerem Universului. Cum numiți voi? Dumnezeu, divinitate, energie cristică, energie. Fine, energia cristică e parte din Univers. Dar ideea este: cereți ce doriți în viața voastră. Inclusiv această reînviere, transformare, reîntregire a noastră. Și de ce nu a românilor în general, a României și a întregii planete, care, din păcate, este foarte zbuciumată acum și trece prin niște perioade foarte challenging, să spunem, în care are nevoie de sprijinul nostru și ajutorul nostru. Și în care noi avem nevoie de sprijin și noi avem nevoie să avem tehnici ca să rămânem centrați în noi, indiferent de acest haos din jur, să rămânem în armonie, să ne putem reașeza, reîntregi. Ok. De fiecare dată canalizez informație, vedem ce vine. Pe intenție, oricum, aș vrea să facem reîntregirea părților pierdute de suflet pentru noi, pentru români, pentru România și pentru planetă. Pentru că de multe ori, din păcate, momentul în care trecem printr-o traumă, inclusiv cum a fost pandemia, inclusiv cum a fost, este încă acest război, da? Noi ce facem? Încercăm să ne protejăm. Și de multe ori ne protejăm făcând anumite contracte care pe termen scurt ne ajută. Dar pe termen lung sunt destul de toxice pentru noi, pentru că lucrează în defavoarea noastră. Și numai atât, pe termen lung face să respingem o parte din noi, o parte din bucățica din sufletul nostru. Și atunci, sufletul nostru are așa bucățele mai întunecate, mai lipsă, mai. Și e foarte important să cerem toate acele părți de suflet care acum sunt pregătite să reîntregească cu noi aici. Sprijiniți mai ales de această energie specială care ne ajută să se întoarcă la noi și să le iertăm și să ne ierte că le-am alungat cu neștiință și să ne ajute să ne reîntregim sinele nostru universal, divin
și câmpurile noastre și viața noastră și țelul nostru în această viață se poate fi îndeplinit mult mai ușor astfel, ca o entitate unitară, în care Yin și Yang-ul sunt împreună. Sper că ați văzut filmarea de la munte. Cred că chiar vreau să și editez, să fac treapta spre conștiință, care continuă emisiunea Știință, Transformare, Nutriție. Voiam să pun mai frumos și pe landscape. Ideea este că până și natura nu judecă bine și rău, nu judecă, nu merge, trăiește în dualități. Eram pe pajiște, miroseaua și balegă, dar în același timp erau brândușe și în același timp meditam și făceam niște exerciții extraordinare. Eram pe pajiște astăzi și era soare, a doua zi era zăpada de cât 20 de centimetri și iarăși nu judeca că e bine, că atunci a fost cald, acum e prea frig. Natura nu judecă nimic, doar este întreg, feminin și masculin, unitar. Și atunci, de ce noi oamenii avem această tendință de a împărți tot timpul, stânga-dreapta? Inclusiv am trecut ieri pe la un cabinet și era pusă pe ușă, era un dreptunghi împărțit în două și care spunea unul cu fondul negru scris pe alb și unul cu fondul alb scris cu negru. Eu te protejez, poi eu port mască și te protejez pe tine, tu porți mască și eu port mască și te protejez pe tine, tu porți mască și mă protejez pe mine. Efectiv, era această dungă și delimitare. Când, de fapt, această realitate, acest pământ, nu-i în natură, în viața de zi cu zi, nu este creat pe dualitate, pe polarități, nu e creat pe competiția pe care o învățăm până și copiilor la școală, ci din contră, pe conlucrare, pe cooperare. Numai atunci lucrurile merg mai frumos. Și tot ce scoate asta la suprafață, orice rămas închistat în câmpurile noastre, din viața asta, din alte vieți, din dimensiuni și din tot ce n-am menționat. Orice angajament, orice legământ, orice punct de vedere, orice proiecție, orice așteptare și orice nu am menționat legat de polarități, legată de dualități, legată de a te pune în cutiuță, de a-ți pune protecții care sunt toxice pentru tine acum. Revocăm, renegăm, anulăm, retragem, renunțăm, denunțăm, distrugem și decreăm în totalitate de un nezelion de ore acum? Da. Right or wrong, good and bad, pod and poc, all nice shorts, boys, beyonds, empovați. Asta este fraza de curățare de la Access Consciousness pe theclearingstatement.com, aflați mai mult. E o creată acum vreo 20 și ceva de ani și e unul din cele mai magice instrumente pentru că efectiv ia acea sămânță a limitării, o regresează, o duce în timp înapoi când s-a creat și o distruge. Deci nu rupem doar o bucățică din acea ramură, acel copac stufos care nu ne mai lasă să vedem lumina zilei, ci distrugem chiar sămânța care a creat copacul pentru a nu se mai recrea acel acea limitare, da? Deci tot așa și cu reîntregirea sufletului și reîntregirea noastră în general. Exact ca Yin și Yang. Sunt diferite, dar creează o totunitate și o completitudine și o perfecțiune exact așa cum este. Pentru că una polarizează pe cealaltă, una pune în evidență pe cealaltă și e super. Atunci e liniște și armonie. Când nu stăm în judecăți și proiecții, vai de ce una e albă și de ce una e neagră. Tot ce scoate asta la suprafață, poc și pod. Poc și pod e prescurtarea de la fraza de curățare, da? Ok.
E atât de multă greutate în energia care se simte. Și tot ce scoate la suprafață sărbătoarea sacră a Învierii, atât legat de agitația câte avem de făcut, dar și legată de ce înseamnă moarte și ce înseamnă viață și ce înseamnă înviere și cât de limitați suntem sau cât de limitați ne simțim în acest trup fizic. Eliberăm, distrugem și decreem în totalitate de un nezelion de ore acum? Da. Right or wrong, good and bad, pot and poc, all nine shores, poets and beyonds. Poc and pot și pot și poc. Și oare... M-ar fi. Doar să fim. În această energie. Expandați. În armonie și în pace. Cum ar fi să facem aceste pregătiri de Paști? Dar să le facem în confortul nostru și cât e confortabil pentru noi și în ritmul nostru. Fără a mai face mese colosale din care jumătate aruncăm sau se învechește, poate. Și cum ar fi poate să nu ne mai rupem spatele că trebuie neapărat în ultima zi înainte de să spălăm toate geamurile din casă, inclusiv alea ascunse, care nici nu se văd niciodată. Cum ar fi să fim mai blânzi ca noi și să luăm din fiecare clipă, să facem din fiecare clipă ritmul potrivit nouă și în armonie, în pace. Dacă alții ar cred ceva anume că geamul tău din spatele casei la baie nu e spălat. Alegerea lor. Ce punct de vedere interesant. E un instrument din Access foarte fain. Important e noi să fim în armonie și să nu ne obosim atât de mult încât să nu ne mai putem bucura de lumina învierii și să nu știu, să ne mai și doară spatele sau cine știe. Ce datorită faptului că ne-am forțat prea mult, na? Și orice conștientizare apare pentru voi acum. Și toate locurile în care v-ați autoabuzat și v-ați autosabotat, crezând că așa trebuie, că e gura lumii sau din alte motive, eliberăm, distrugem și decreem în totalitate de un nezelion de ore acum. Da, right or wrong, good or bad, pot and poc, all nine shores, poets and beyonds. Și cum ar fi să înțelegeți că cine vă place cu adevărat, vă place așa cum sunteți. Și dacă nu faceți ceva pentru cineva, nu ziceți un nu, sau că simțiți să-l ziceți, nu înseamnă că nu o să mai fiți iubiți. Niciodată. Ce înseamnă doar că e important să vă alegeți în jurul vostru prietenii care sunt cu adevărat prieteni, nu doar profitori care de multe ori, pentru că au fost învățați foarte mult cu daul, nici nu mai dau mulțumire pentru ceea ce faceți pentru ei și de multe ori, din păcate, chiar devine agresiv dacă le spui un nu. Și înveți, și de multe ori, de fapt, înveți niște handicapați în viață care nu sunt în stare să le descurce singuri. Și tot ce scoate asta la suprafață, poc și pot și pot și poc. Și oriunde am creat handicapați din noi sau din ceilalți, din jurul nostru, incapabili să se descurce singuri, în orice spațiu, în orice timp, în orice dimensiune, și oriunde n-am menționat, și orice angajament am creat, orice jurământ, legământ, punct de vedere am făcut, orice proiecție am făcut asupra cuiva, de exemplu copilul că e leneș, de exemplu, orice etichetă am pus oricui și oricum în toate viețile, revocăm, renegăm, anulăm, retragem, renunțăm, denunțăm, distrugem și decreăm în totalitate de un nezelion de ore acum? Da, right or wrong, good or bad, pot and poc, all nine shores, poets and beyonds. Și ia uite unde ne-a dus energia.
Ok. Haideți să ne întoarcem la reîntregirea noastră. Haideți să invocăm întâi ființele cu care voi rezonați de lumină. Deci chemăm sufletele de lumină, închinate luminii în slujba luminii, care vor, pot și au drept divin să ne sprijine în această lucrare, să fie cu noi astăzi aici. Rugăm să ne dea energia optimă de vibrație, optimă pentru noi, de reinstaurarea ordinii divine specifice în corpul nostru. Rugăm Tatăl Ceresc să fie cu noi, Mama Pământ, Îngerii, Arhanghelii, Maestrii Înălțați. Ia uite, mi-a venit ceva foarte interesant, ce mi-a venit niciodată. Vracii, daci, traci, de ce nu Decebal și toți marii noștri conducători să ne sprijine în această lucrare, pentru a primi atât noi, cât și românii, cât și româniași, cât și întreaga lume, maxim posibil, maxim în drept divin, acum. Și tot ce împiedică acest lucru, eliberăm, distrugem și decreăm în totalitate de un Dumnezeion de ori acum. Da, right and wrong, good and bad, pod and poc, all nine shorts, poets and beyonds. Poc and pod și pod și poc. Ok. Putem să punem și mâna pe inimă ca să ne punem atenția, focusul acolo. La Harman, de fapt, s-a demonstrat că noi creăm prin inimă și creăm prin acest mic creier al inimii, 40.000 de neuroni, care inima fiind și centrul torsului care e în jurul câmpului nostru, și creăm prin emoțiile pe care le generăm prin intermediul inimii și le expandăm prin intermediul câmpului inimii, care este de 100.000 de ori electric și 5.000 magnetic, mai mare decât al creierului. Are și creierul rolului. Și de fapt, cele mai spectaculoase rezultate sunt când sincronizăm la 0,1 Hz frecvența creierului și a inimii. Când trecem în coerență, nu? Degeaba m-a acreditat și l-a armat și poate știți că mulți sunt fascinați, inclusiv Tony Robbins, Bruce Lipton, Greg Braden, vorbesc foarte mult de coerența inimii și de harmat. E tot ce ne împiedică să folosim instrumente simple, super simple, cum sunt cele de la harmat, și să le dăm valoare, pentru că sunt demonstrate, au un aparat efectiv în care, vă pot să vă trimit detalii dacă vă interesează, și pe canalele de YouTube, Simona Ioniță Dance Center și Emis TV Simona Ioniță. E o meditație monitorizată cu aparatul și sunt câteva emisiuni legate de harmat mai mari, de vreo 2 ore. Ideea este că prima tehnică e foarte simplă. Inspirăm și expirăm pe inimă. Asta e foarte. A doua tehnică și ea foarte simplă. Inspirăm și expirăm prin inimă, ne punem atenția acolo, dar când înainte să inspirăm, ne gândim la un eveniment plăcut în viața noastră, la o emoție regenerantă care ne dă bucurie, fericire sau ce atribut doriți voi să aduceți în corpul vostru și inspirăm acea energie. Eu am avut un șoc, zic că o să dau 1.000 și am dat 1.000 și ceva pe acreditare ca să învăț asta, tehnica asta. Pare foarte simplă, dar e și eficace. Și dacă am ținut 11 minute, puneau, ne-am iluminat. Și ideea este să ne antrenăm cu această coerență. Aparatele îți arată gradul de coerență și treptat cum avansezi, tocmai pentru a rămâne în armonie. Vorbesc eu de multe ori să rămânem în centrul furtunii, tornadei, indiferent ce se întâmplă în jur. Știți că tornada are un punct mort, liniște și pace și stillness, nemișcare. Și dacă suntem capabili să, în acest tumult care este în jurul nostru, inclusiv acum în această perioadă, să dansăm cu acea tornadă și să rămânem în centru, și apropo, din punct de vedere științific, sunt dovediți, implică hormoni anume care se generează, în stres e cortizolul, iar în armonie un alt tip de hormon care
contracarează cortizonul. Și tocmai de aceasta, antrenându-ne, în loc să facem cortizol, facem celălalt hormon, în fine, pe lângă serotonină, oxitocină, mai este unul specific care ne ajută să rămânem centrați și să fim cu adevărat în acel ochi al tornadei. Și tot ce ne împiedică să folosim orice tehnici cu care am rezonat și să fim disciplinați să le utilizăm, oricât ar fi de simple, și să le dăm valoare oricât ar fi de simple, chiar dacă mintea noastră crede că simplu înseamnă nevaloros, eliberăm distrugem și decreăm în totalitate de un nezelion de ori acum. Da, right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shores, spice, poise and beyond, poc and pot și pot și poc. Dopamină e un pic mai mult spre stres. Nu, este altul specific la harmat, la opus. O să vi-l scriu în comentarii. Mi-l aduc aminte. E o prescurtare cu 3 litere și... Tot ce scoate asta. Poc și pot și pot și poc. Ok, haideți să trecem să lucrăm mai mult pe partea energetică. Deci ne centrăm în inimă, atingem zona inimii. Atingerea ne pune focusul, atenția acolo. Nu e obligatoriu să atingem. Dacă ești antrenat, poți doar să-ți duci intenția acolo. Conștiința, conștientizarea în zona inimii, să vezi ce simți. La început poate ajuta mai mult palma dacă o duceți acolo. Și inspirăm. Inspirăm prin această zonă a inimii, profund, și expirăm tot prin zona inimii. Normal că o să respirăm și pe nări, o să inspirăm pe nări, o să expirăm pe nări sau gură. De fapt, 90% inspirăm prin piele, apropo, cine nu știe, ca și hrana, tot prin zonele astea, nu? Dar important este să activăm această zonă a inimii, care e foarte importantă în creația noastră. Deci inspirăm prin inimă armonie, pace, echilibru și expirăm tensiuni, blocaje. Tot ce e deliberat în drept divin din câmpurile noastre. Chemăm și pe Sfântul Arhanghel Mihail să fie cu noi, să ne ajute în a elibera, ne detașa de orice întreb divin de a fi eliberat acum. Orice entitate, orice. Demon, rugăm să închide orice portal care e întreb divin să se închidă și orice piedică asta, liberându-ți și de creăm în totalitate acum, da, right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shores, poise and beyonds, poc and pot și pot și poc. Ah. Orice eliberare prin căscat sau orice altă simptom, lăsați să se ducă pe geam în sus, în lumină, să se purifice. Amin, amin, amin. S-a împlinit, înseamnă amin. Ok. Și inspirăm, ne ducem aminte de un eveniment plăcut, un eveniment în care eram în armonie în toate ariile vieții noastre. Eram fericit, zâmbeam, cântam, poate eram luminos, radiam, lumină, energie, eram sănătos. Aveam, poate, serviciu exact potrivit sau făceam activitatea exact care mi-aducea împlinire. Și mă înțelegeam bine cu tot și toate. Toate relațiile mele erau în armonie. Și aveam și bani. Mulți sau poate mai puțin, dar tot timpul veneau, în încrederea mea că Universul îmi dăruiește, tot timpul veneau. Ce aveam nevoie, aveam. Tot ce piedică acest lucru, el bărăt și de creierul de calitate, de unde să le odor. Right and wrong, good and bad, pot and poc, all nine shores, poți să nu bie un poc and pot și pot și pot. Și reamintiți-vă acest eveniment. Ancorați-l cu emoția. Reamintiți acest eveniment în care ați fost în armonie în toate ariile vieții.
Această perioadă din viața voastră în care totul era luminos, era plăcut. Și care sunt acele emoții regenerante, acele emoții fericite, care făceau acel lucru în armonie, momentul ideal pentru voi? Conștientizați care sunt acele emoții. Și apoi inspirăm prin zona inimii. Inspirăm acea emoție. Inspirăm fericirea. Orice înseamnă fericire pentru fiecare. De avea vibrație total diferită în funcție de sensul pe care îi dați fiecare. Inspirăm pe inimă. Tot ce vă doriți și expandăm în tot corpul și tot ce era în acel moment minunat și expandăm prin inimă, eliberăm prin inimă tot ce se curăță în această vibrație regeneratoare. Și umplem atât de mult corpul nostru de lumină, de emoții înalte, vibrații înalte, încât observăm că ce e întunecat devine din ce în ce mai mic și se duce spre exteriorul corpului nostru. Și chiar iese din corpul nostru fizic. Și cu fiecare inspirație și expirație aducem mai multă energie și cu fiecare expirație topim în această energie tot ce e întunecat, malefic, nociv, periculos pentru viața, sănătatea, câmpurile noastre. Amin, 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 tot ce vrem ca voi, 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 voi. Și ne expandăm după corpul fizic, urmează corpul emoțional. De aceea reacționăm imediat când se întâmplă ceva în fizic. Expansionăm și ne luminăm și acest corp. Și mergem mai departe, după corpul emoțional, corpul mental, mai mult și mai mult, prin respirație și prin inimă, atrage și mai multă energie. Inspirăm profund, umplem abdomenul de jos până în sus, până dăm umerii pe spate, efectiv, și apoi expirăm de sus în jos tot aerul. Inspirăm profund. Poate chiar ținem un pic respirația și apoi expirăm profund pentru a expira toate tensiunile, blocajele, emoțiile toxice pregătite să se elibereze acum. Tot ce împiedică asta, poc și pot și pot și poc. Și cu fiecare inspirație observăm vibrația, observăm energia noastră, cum se expansionează. Putem să și verificăm în palme, putem să încerem energia inimii, cât e acum, de exemplu, sau oricărui centru doriți voi. Și lăsăm să expansionăm, inspirăm și expirăm și trecem și de câmpul cauzal. Puteți să verificați iar inima, cum se expansionează, cum odată cu noi. Trecem de câmpul budic. Dacă vă amețiți, o luați mai încet, respirați mai încet sau vă opriți. Câmpul armic. Și din inimă, din sediul inimii, ne expansionăm și mai mult. Ne expansionăm în întreaga noastră cameră. Întregul apartament sau casă care suntem. În întregul cartier. Și observăm că, de fapt, nu mai suntem acel corp fizic cu care de multe ori ne identificăm, ci suntem ființă infinită, expansionată. Trecem și mai departe. În întreg orașul ne expansionăm. Draga țară, draga planetă, pe suprafața planetei, poate aveți nevoie întâi în continent, apoi întreaga suprafață a planetei și interiorul planetei până în interiorul lui și putem face și o explozie de foc divin în interiorul Pământului, în care
Eliberează între divin tot ce e eliberat acum. Explozie de foc divin și din inimă. Explozie de foc divin și ca o coajă de ou crapă. Toate aceste protecții malefice, tot ce e rămas întunecat în câmpurile noastre, crapă. Ca o coajă de ou și iese lumina din spate, care se ne expansionează și mai mult. Poate chiar în multiuniversul, în universul nostru. Și chiar în multiuniversuri. Tot ce împiedică asta, eliberându-se și de creăm în totalitate de omnezelion de ori acum. Da, right or wrong, good or bad, pod and poc, all nine shorts, poets and beyond. Poc and pod și pod și poc. Și în această expansionare, conectați la totul și toate, avem și acces la tot și toate. Puteți să puneți și o întrebare, dacă aveți ceva ce vă neliniștește, ceva ce simțiți că tot vroia să aflați un răspuns și nu se aranja. Puneți întrebarea. Vedeți răspunsul. Întreabă corpul, care e și el ființă infinită. Întreabă. E conștiință. Întreabă conștiința ta și cu care e conștiință universală și e conștiință infinită. Răspunsul la acea întrebare. Nu trebuie să-mi spuneți neapărat mie, cum a spus unul dintre voi. Important e voi. Puneți-mă întrebarea. Și observați ce simțiți în corp. E ușurință? Sau e vreun disconfort? Cum reacționează corpul vostru și ce intuiție aveți în această ființă infinită care sunteți? Ușurința înseamnă da, disconfortul înseamnă nu. Cum ar fi să ne trăim viața așa? Cu alegeri conștiente. Alegând și puteți să și întrebați ce creează asta în 10 ani în viața mea? Ce creează în 5 ani? Poate începeți cu 10 ani, în 20. Puteți întreba și să vedeți ce simțiți. Și câteodată mai folositor ar fi nu să întrebăm de ce în niciun caz, pentru că ne pune în limitare și în minte. Cineva întreba aici dacă se întoarce la mine fata. Poate ar mai creator ar fi să întrebăm, după ce ai aflat răspunsul cu da sau nu, mai creativ ar fi să întrebăm. Ce pot face diferit astăzi? Pentru ca fata mea să întoarcă la mine. Ce trebuie să schimb în mine? Ce pot face diferit ca fata să întoarcă la mine? Și vedeți în această ființă infinită ce răspunsuri primiți. Sau din Access e și o întrebare, ce energie, spațiu, conștiință, magie, miracole, mistere și posibilități pot eu și corpul meu fi pentru ca ce doriți? Și fiți în întrebare câteva ore dacă e nevoie. Și sigur apar conștientizări și sigur se schimbă situația respectivă. Și tot ce scoate asta la suprafață și orice vă împiedică să folosiți aceste instrumente și orice vă împiedică și pe voi să folosiți fraza de curățare, apropo. Deci când sunteți în întrebare, puteți să mai spuneți și fraza de curățare ca să elimine ce limitează acea creație, na? Deci tot ce împiedică, eliberăm Dumnezeu și de creăm în totalitate de un Dumnezeu de ori acum. Da, right or wrong, good or bad, pod and poc, all nine shorts, boys and bay, boys beyond and povați. S-a adăugat ceva acum săptămâna trecută. Povați înseamnă puncte de vedere destructive și, nu, povați, point of view ad. Avoiding and defending, pe care le eviți și le aperi. Nu? Și am făcut chiar săptămâna aceasta în București, ne întâlnim miercurea sau joia de obicei, cum se fac terapii la doar donație pentru sală.
Și am folosit noua frază în acele curățări și e foarte puternică a fost ședința. Efectiv ne tremurau mâinile până la coate sau ne înghețau, foarte ciudat, nu? Alina, ce nu știi să pui întrebarea? Că am dat atâtea sugestii exact pentru tine. Vrei să spui că n-ai putea răspunde la prima cu dacă se întoarce? Sau tu te referi că fraza de curățare nu o înțelegi? Hai că vă scriu aici theclearingstatement.com. Dar și dacă căutați frază de curățare Access, theclearingstatement.com, acolo explică toate aceste abrevieri pe larg, cofondatorul Dane. Și tot ce ne împiedică să avem încredere noi să punem întrebările. Și tot ce ne împiedică să fim în conștiință și în întrebare. Revocăm, renegăm, anulăm, retragem, renunțăm, denunțăm, sfârșit, de creăm în totalitate de un nezelion de ore acum. Da, right the wrong, good the bad, bod and poc, all nine shorts, poets and beyonds. Și apropo, am avut multe provocări și sunt 3, 5, toate și 7 ședințe din ele gratuite pe grupul Simona Ionită Eden Center. Lucrați pe ele, e și pe bani și pe relații, că tot vorbeai tu de relație, și pe tot începe cu tine, pe contribuție, pe vindecarea trecutului. Și o să facem peste vreo lună pentru sănătate și în toamnă să fie despre job sau afacere. Bunătățirea lor. Sau, în fine, puteți să vă luați întregul program de 21 de zile pe edenbalance.ro în magazin. Cred că găsiți și mărturii. Au fost schimbări la unii și din primele și prima întâlnire. Schimbări masive. Important e să fiți deschiși la schimbare și să vreți să faceți efortul. Pentru că mulți dintre noi zicem că vrem schimbare, dar nu fac nimic. Mi sesiunile gratuite. Am avut cazuri în care am dăruit programul de 21 de zile la cineva și nici nu l-a deschis. După ce mă rugase și că n-are bani, că nu știu ce, că... E vorba de commitment, de dorință de schimbare cu adevărat și a pune energia și focusul acolo, da? Ce vă împiedică să vă îndepliniți visul vostru? Ce vă împiedică să fiți în acea armonie în care pe care am adus-o în câmpurile noastre mereu? Și orice apare la suprafață, poc și pot și pot și poc. Și de multe ori, din păcate, suntem chiar noi, prin reacțiile care le avem și prin faptul că reacționăm, nu acționăm la ce se întâmplă în jurul nostru și nu suntem capabili să ne păstrăm, să fim în ochiul acelei furtuni de care spuneam. De neîncrederea, zice Alina. Ți-aș recomanda și un curs de Access Bars, când vrei, mai ales că ești în București, poți ușor să vii când faci un cursul, îmi spui când vrei și organizăm. Acolo ne jucăm mai mult cu întrebările și în programele 21 de zile ne-am mai jucat mai mult cu a pune întrebări pentru a căpăta încredere. Dar te joci și singur. O să întrebi, nu știu, numele tău, numele care nu e al tău și vezi cum simți. Nu? No. Ok. Întorceți-vă înapoi în inimă și în această expansiune în care eram. Ați căpătat răspunsuri? Ați căpătat răspunsuri? Super. Ok, și haideți să facem cu ce intrasem noi în sesiunea asta și de fapt s-a terminat ora și nici am început. Dar mulțumim ghidării divine că e vine cu ce avem nevoie voi. De fapt, voi sunteți creatorii, prin energia voastră direcționați lucrurile acolo unde e cea mai mare contribuție pentru voi. Și vă mulțumesc pentru asta. Că sunteți aici și faceți.
Ok, deci haideți să proiectăm în fața noastră, chemăm în fața noastră într-o bilă de lumină, chemăm în fața noastră într-o bilă de lumină, fiecare pentru el, părțile pierdute de suflet, pregătite să reîntregească cu el acum. Și din inimă oferim intenția de conectare la Tatăl Ceresc, lăsăm un fir în sus, mai sus și mai sus, pune fix ancorat, mulțumim de ancorare și rugăm să ne dea atributele masculine și energia optimă pentru noi, care curăță fiecare celulă, fiecare țesut. Tot din inimă, un fir printre picioare, ori două prin picioare și se împletesc apoi și ies, oferim intenția de conectare la mama pământ, mergem mai jos, facem un sfredelăr, trecem de pământul roditor, deschidem copacii, cristale, ape, mai jos și mai jos, poate chiar nucleul pământului sau cât e în acest moment, fix ancorat, mulțumim de ancorare și rugăm să ne dea energiile feminine de care avem nevoie, fiecare dintre noi, un fir urcă, se ancorează la perineu, în zona primului centru energetic și curăță acum în direcția opusă, de jos în sus. Deci, efectiv, avem un duș continuu de sus de la Tatăl Ceresc și din jos de la Mama Pământ. Cele două dușuri curăță până la nivelul celulei, ADN-ului chiar. Și cele două energii se îmbină în inimă și ajută și mai mult această expansiune a inimii noastre la nivelul multiversurilor, poate, sau cât a fost confortabil pentru voi să mergeți. Și rugăm pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Domnului și întregul univers. Și această energie sfântă, această sărbătoare sfântă a Paștelui și a energiei lui, să se lășuiască în noi, să vină în câmpurile noastre, în sufletul nostru și în toate aceste câmpuri de care vorbeam fizic, emoțional, mental, cauzal și să purifice în drept divin, în voie divină, cât e maxim în drept divin acum, să se purifice. Și rugăm să ne ghideze, să ne sprijine în reîntregirea noastră, reîntregirea românilor, nației românilor în general, reîntregirea României, a sufletului planetei noastre. În drept divin, în voie divină, în ritmul potrivit. Amin, 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 așa cum sunt pregătite lucrurile să întâmple. Și ne reîntoarcem cu mai multă energie și centrare. Mulțumim sărbătorii Paștelui că ne-a călăuzit în acest să lucrăm minunat în acest fel și mulțumim că ne dă o putere mai mare de creație. Și cerem încă o dată în acea bulă de lumină sufletelor fiecare pentru el, cerem sufletelor noastre pierdute să se reîntregească cu noi aici acum. Și vin și vin. Purificați-vă, dragilor. Veniți acasă, dragilor. Sunteți minunate. Veniți acasă. Bine ați venit. Veniți acasă. Iertați-mă că v-am alungat. Iertați-mă că v-am făcut să suferiți. Iertați-mă. Vă iert că și voi ați ajuns să mă limitați la un moment dat prin plecarea voastră. Vă iert pentru tot. Veniți să ne reîntregim în această energie a Paștelui, purificatoare, călăuzitoare. Pentru a fi ființa divină completă și complexă și a îndeplini cu ușurință scopul în această lume. Tot ce împiedică asta, pot și pot și pot și pot. Contracte create atunci când, în acele traume în care acele suflete au plecat. De genul, nu se mai întoarce niciodată, trebuie să fiu puternică. Mai povestisem eu de fetița în care a plecat tatăl să-și ia țigări și a întârziat un pic. Și apoi, când întârzia prietenul, un minut, făcea o scenă și nu înțelegea de ce. Și normal că nu putea avea nicio relație fericită. Contracte, deci, create în aceste traume. Vă mulțumim că ne-ați ajutat atunci să trecem peste traumă, să nu mai suferim atât de mult. Vă mulțumesc. Dar e momentul să vă rescriem. Acum toate aceste contracte sunt arse. Toate aceste contracte sunt arse cu focul divin, focul Paștelui purificator, poate mai puternic. Toate aceste contracte sunt arse și noi contracte, benefice luminii spre binele vostru înalt și binele înalt al întregii creații,
sunt rescrise acum. Nici nu e important să știți ce, putem face o terapie privată dacă chiar vreți să înțelege și cu mintea mai mult. Important e să le rescriem. Toate aceste contracte sunt rescrise cu contracte benefice pe lumină, spre binele nostru înalt și al întregii creații, în toate viețile noastre. Amin, amin, amin. Explozie de foc divin în acea bulă, purificând și mai puternic orice rămășiță care mai e de purificat în drept divin care e pregătită să se curețe. Veniți acasă, dragilor, îmbrățișați acea bulă, îmbrățișați-o, veniți acasă, dragilor, purificați-vă. Veniți acasă, dragilor, sunteți binevenite. Fiecare, după purificarea propriilor părți de suflet pierdute, micșorează poate acea bilă și o aduce într-o zonă a corpului unde simte să o aducă și în care o rădăcinează cu, poate cu energia palmei sau cum știe, o așează mai bine în zona respectivă, în câmpurile zonei respective. Tot ce împiedică poc și poc. Veniți acasă, dragilor, sunteți binevenite. Promis am mai multă grijă de voi. Dacă apare un copil, confortați-l, luați-l în brațe, e vârsta traumei. Mulțumiți că a venit acasă. Promiteți să aibă mai mare grijă de el și poate chiar puteți observa cum crește pe măsură ce dați atenție și iubire. Ar fi bine să-l mai chemați și să mai lucrați cu el, dacă e cazul. Ar fi un copilaj. Să-l mai dați iubire și încredere și să-l întrebați ce are nevoie și să-i dăruiți. Tot ce împiedică poc și poc. Ok, și acum e total așezată în aura noastră această bilă de reîntregire și integrați-o în toate câmpurile voastre. Simțiți cum energia ei purificatoare curăță și mai profund câmpurile voastre. Din inimă se expandează până în vârful degetelor de la picioare și vârful firului de păr și creștetul capului, dar și mai mult în acele câmpuri extra, păpușă rusească în păpușă rusească, spuneam că suntem, da? Mai mult și mai mult și mai mult ne expansionăm. Amin, amin, amin. Mulțumim. Cum sunt câmpurile voastre? Simte cineva un disconfort? Dacă e cazul, mai poate să pună o explozie de foc divin, ca la acel Big Bang inițial de creația Universului, care dintr-un punct minuscul se dislocă cu o putere imensă, ce e de dislocat de acolo, cum am lucrat înainte cu explozia din inimă și din centrul Pământului. Da? Dacă e o zonă mai extinsă de disconfort, puteți să rugăm pe Dumnezeu Tatăl să ne dea o cascadă de foc divin sau apă care curățe din cap până în picioare, în drept divin, tot ce e de curățat. Amin, amin, amin. Lăsăm să pătrund în toate aceste câmpuri de păpușă rusească din jur. Și acum trecem la neamul românesc. Există deci o entitate a românilor. Creează un pattern al românilor, da? Și chemăm în fața noastră chemăm în fața noastră într-o bilă de lumină, părțile pierdute de suflet ale neamului românesc. Din traume, ca pușcarea Ceaușescu sau din alte traume din de-a lungul timpului care au pus stigmat pe neamul românesc. Da?
Chemăm într-o bulă de lumină toate părțile pierdute de suflet ale neamului românesc, ale entității neamului românesc. Veniți acasă, dragilor, veniți acasă, ajutați să reîntregim puterea acestui neam pentru a străluci și a birui în aceste vremuri de restriște. Tot ce împiedică asta eliberăm, distrugem și decreăm în totalitate de Dumnezeu de ori acum. Da, right the wrong, good the bad, pot and poc, all nine shores, poets and beyonds. Poc and pot și pot și poc. Nu trebuie să știm neapărat ce apare acolo. Important este să se curețe, da? Și mulțumim tuturor părților pierdute de suflet ale neamului românesc, din traumele neamului românesc pregătite să se elibereze acum. Mulțumim că vin aici, în acest foc purificator. Le rugăm să purifice. Cerem ca toate contractele create de către neamul românesc în aceste traume pe care a dat piept, acum să se ardă și să purifice, să se elibereze, creând noi contracte, energiile nu pot dispărea. E important să le schimbăm cu ajutorul focului divin și focului perioadei acestea sfânte a Paștelui, focului creștin. Ne rugăm ca toate aceste contracte ale neamului român să fie arse și noi contracte benefice neamului românesc spre binele lui înalt și binele înalt al întregii creații în toate spațiile și în toate viețile și toate dimensiunile să rescrise acum. Amin, amin, amin. Tot ce piedică asta, eliberăm distrugem și decreăm în totalitate de omnezelion de ori acum. Da, right the wrong, the bad, pot and poc, all nine shores, poets and beyond, poc and pot, și pot și poc. Mulțumim curățelor care au loc. Și facem și o explozie de foc în acea bulă de lumină. O micșorăm bila de lumină și o punem într-o entitate eterică care este acest neam românesc. O lăsăm acolo să se ancoreze și mulțumim sprijinului entităților de lumină care ne sprijină. Amin. Acest instrument pe care nu l-am făcut niciodată până acum. Făceam doar pentru noi. Dar acum, mulțumim călăuzirii pentru a ajuta mai mult. Și se ancorează acolo. Și apoi, într-o altă bilă de lumină, chemăm părțile pierdute de suflet ale României. Ale entității România. Toate traumele când a pierdut o bucățică și toate bucuriile în același timp când a fost unirea și reîntregirea, de exemplu, și toate pierderile de sânge și toată suferința și toate bătăliile și luptele. Toate părțile de suflet ale României pierdute în astfel de traume și orice n-am menționat, cerem să vină în acea bilă de lumină. Cerem să vină în acea bilă de lumină toate părțile pierdute de suflet ale României. Pregătite să reîntrecească cu ea acum. Și vin, și vin, și vin. Și vin, și iarăși vin. Mulțumim că sunt pregătite, să sprijine. Și vin, și vin. Te face și explozie de foc divin în acea bilă, să purifice și mai profund. Cerem acum ca toate aceste contracte malefice
ajunse malefice, create în acele traume, să se ardă, să se purifice și noi contracte benefice luminii spre binele înalt al României în toate spațiile și toate timpurile să fie recreate acum. Tot ce împiedică asta, revoc, renegă, anulez, retrag, renunț, denunț, distrug și decrez în totalitate de Dumnezeu de ori acum. Da, ai te rog, de bed, pod, poc, all night shores, boys, beyond, pova, empova. Dulcea noastră Românie, reîntregește-te. Energetic, în primul rând, pentru a avea puterea să renaști, să crești pentru întreaga planetă și să fii cu adevărat grădina Maicii Domnului pe care toți o știu. Și tot ce împiedică asta, eliberând distrugem și decreăm în totalitate de Dumnezeu de ori acum, da, right the wrong, the bad, pot în poc, all night shores, poets, and beyond, poc în pot și pot și pot. Deci noile contracte au fost rescrise. Mai facem și o explozie de foc divin încă o dată în acea bilă și apoi o micșorăm și o punem în câmpurile României. Și ne rugăm, rugăm pe Tatăl Ceresc, pe Mama Pământ să reîntregească, să armonizeze, să ducă la locurile lor acele bucățele din suflet pentru reîntregirea țării și recăpătarea puterii ei. Pentru a ști cel mai bine și să ghideze și conducătorii țării cum să, ce să spună, cum să facă și ce să facă ca să fie cel mai benefic pentru noi români, pentru întreaga planetă. Tot ce împiedică asta, eliberăm, distrugem și decreăm în totalitate de Dumnezeu de ori acum. Da, right the wrong, the bad, pot and poc, all nine shores, poets and beyond, poc and pot și pot și poc. Mulțumim pentru sprijinul pentru România. Mulțumim și părții voastre fizice și spirituale că a contribuit și mulțumim și entităților de lumină și acestei sfinte energie a Paștelui. Domnului Iisus Hristos și a Maicii Domnului și lui Maica Domnului care ne sprijină mai profund cu ocazia acestor sărbători. Și acum, pentru planetă. Deci chemăm într-o sferă de lumină toate părțile pierdute de suflet ale mamei pământ. Pacea mama, Terra, cum o numesc unii. Și ce alte, planeta albastră, și orice altă denumire care e cunoscută. Deci chemăm într-o sferă de lumină toate părțile pierdute de suflet ale pământului, pregătite să se întregească cu ea acum. Tot ce împiedică asta, eliberând, distrugem și decreăm în totalitate de Dumnezeu de ori acum, dar right the wrong, de mea. All nine shores, poets, and beyond. Și vă spuneam într-un episod din treata spre evoluție că de multe ori pământul se simte ignorat și de multe ori poate apărea și o durere ca să, pentru că pământul ne cere atenția lui, energia lui, contribuția noastră. Cere energia și contribuția noastră pentru el, da? Pământul tot timpul ne sprijină verticalitatea și se hrănește cu energii toxice. Tot ce simte nevoia câteodată e să-i dăm, să vorbim cu el și să-i dăm atenție și, să-i spunem, uite, hrană, ia din încărcătura asta, încărcăturile care sunt toxice în câmpul meu și curăță. Sau să ne scuturăm mâinile, nu știu, când simțim că, nu știu, am umblat cu ele prin zone mai toxice. Tot ce piedică asta, să înțelegem că și pământul e o conștiință și că pământul are o vibrație. Eliberăm distrugem și decreăm în totalitate de Dumnezeu de ori acum. Da, right the wrong, the bad, pot and poc. All nine short boys beyond empovați. Și orice ne-a făcut să credem că pământul
Este iadul. Și orice ne ține încă în această dualitate de cer pământ, cer bine, jos rău, această disipare creată exact pentru a trăi în judecăți și limitări și a nu ne accesa puterea noastră interioară, creată special să nu avem exact unitatea la care lucrăm astăzi. Eliberăm distrurile și ne creăm o totalitate de om de celion de ole acum. Da. Right, the wrong de bad, pot and poc, all night shores, poets and beyond, poc and pot și pot și poc, și orice legământ, orice jurământ, orice punct de vedere limitativ, orice proiecție, orice așteptare, și orice n-am menționat, în toate spațiile, în toate timpurile, în toate dimensiunile și orice n-am menționat, pentru a împărți tranșant lumea între cer, pământ, bine și rău, și a, în general, a împărți totul în această realitate, în bine și rău. Când, de fapt, lumea viitorului e exact de a ieși din această dualitate și a fi în unitate și a înțelege că atunci când fac rău cuiva, îmi fac rău mie însumi, de fapt. Când ajut pe cineva, mă ajut și pe mine însumi. Eliberăm distrușii de creez în totalitate de omnezelion de ori acum. Da. Right, the wrong, the bad, pot and poc, all night shores, poets, beyond, and povați. Ok, deci ne aducem iarăși atenția către acea bilă de lumină, o simt imensă față de celelalte pentru pământ. Da? Deci chemăm într-o bilă de lumină toate părțile pierdute de suflet ale pământului, pregătite să le întregească cu ea acum. Și nici nu știu dacă s-a făcut vreodată ceremonia asta. Pentru că pământul săracul de multe ori e ignorat când are și el durerile lui și suferințele lui și pierderile lui și limitările lui și și e sfâșiat în suflet și el. Tot ce împiedică. Să reîntregim maxim posibil acum, în acest moment. Eliberăm distrușii de creăm în totalitate acum. Da, right, the wrong, the bad, pot and poc, all night short, boys, beyond, and povați. Deci chemăm în această bilă uriașă de lumină toate părțile pierdute ale pământului, toate părțile pierdute de suflet ale pământului, pregătite să reîntregească cu el acum. Observăm cum se umple și e mai luminoasă, poate, sau fiecare vede cum vede. Dacă vede sau doar simte sau doar știe, sunt diverse simțuri. Sau aude sau miroase, fiecare diferit. Mulțumim părților pierdute de suflet ale pământului că vin acasă să se pregătească. Fiți pregătite să ne sprijine pentru a crea o planetă cu un viitor mai măreț. Tot ce piedica asta, poc și poc și poc și poc. Tot a venit Sadhguru în România. O să pun înregistrarea, a fost transmisă live. Dacă nu sunteți pe grupurile de WhatsApp, puteți să scrieți. E telefonul mai peste tot. 0740176750 și vă adaug. El vorbea exact despre planetă și despre să salvăm solul planetei. S-a implicat, s-a întâlnit cu toți miniștrii din multe țări pentru a crea o nouă realitate pentru pământ. Pentru că acum oricine cultivă cu orice chimicale vrea, nu există o lege unitară și e important să se facă ca să ne ajutăm. Și pe pământ, și pe noi, cei care mâncăm acele alimente, să nu mai fie pline de atâtea toxine. Tot ce împiedică asta, e liberă să și de creier cu totalitate de oameni zile de oameni. Te rog, cum aveți, poate, poc, all day, și o spui, te rog. Poc. Deci chemăm, dacă mai sunt suflete pierdute ale pământului, să mai vină în această
Ilă. Și facem explozia de foc divin din centrul ei, purificând drept divin și mai mult. Cerem ca toate contractele malefice pentru pământ, create în acele traume, acum să fie arse și noi contracte benefice luminii. Și ha, îmi vine să fac pe cerc acum, ca la pământ, de obicei era arc. Și toate... Se minunează și pe noi instrumentele care apar pe apă. Deci contractele cerem să fie arse și noi contracte benefice luminii spre binele nostru înalt și binele înalt al întregii creații să fie acum create. Tot ce piedică asta, poc și pot și pot. Mulțumim curățelor care au loc, mai facem explozia de foc divin și cerem acele bile să facă mai mici, puțin mai mici, pământul e oricum uriaș, și punem în energia pământului. Unde simțiți voi? În ce zonă simțiți să puneți? Puneți acea biluță și cerem pământului să facă reintegrare cu acele părți pierdute de suflet. Rugăm pământul să facă reintegrare și rugăm să se armonizeze cu ele, să se reîntregească, pentru a căpăta o și mai mare putere transformațională, creatoare, de susținerea noastră, oamenilor și a animalelor și a plantelor, pentru a ne ghida mai bine și pe noi cum să facem ca lucrurile să fie înalte, frumoase și pentru generațiile viitoare. Tot ce împiedică acest lucru, eliberându-l și decăim în totalitate de Dumnezeu, de unde ori acum, da, right around the bed, pod and poc, all night shores, poets and beer. Lăsa să integreze acele energii și în pământ, și în neamul românesc, citatea neamului românesc, și în România, entitatea țării România, dar și în câmpurile noastre. Mulțumim că ne redă puterea interioară, ne reîntregește sinele nostru divin, sufletul nostru. Pentru a aduce mai mare contribuție în viața noastră, a familiilor noastre, la tot ce e în jurul nostru. Tot ce împiedică acest lucru, liberând distrus și de creăm în totalitate de Dumnezeu, de ori acum, da, right around the bed, pot în poc, all night shores, poets and beyond, poc în pot și pot și pot. În așa că intră mai târziu, păcat, o să rămân să vă las aici înregistrarea, puteți să o revizuiți. Ca să nu mai ratați lucruri, cel mai bine e cu grupul de WhatsApp acolo. Când vine o inspirație divină, acolo pun imediat. De multe ori n-am timp să trimit mail-uri. Când facem live-uri, decât dacă sunt foarte programate din timp. Cum sunteți? Cum vă simțiți? Observați și câmpurile planetei, Pământ, observați și câmpurile neamului românesc, observați și câmpurile României. Câmpurile voastre. Dacă mai e ceva, explozie de foc divin în zona respectivă, explozie de foc divin. Ca la Big Bang-ul inițial de creație a Universului, explozie de foc divin. Cei care sunteți, deci intrați pe Simona Nițe Eden Center, pe grup. Acolo sunt multe sesiuni, e un grup privat. Acolo primi și notificări iarăși. Bine, și pe pagina. Bună seara, Elena. Sunt doi, că sunt două Elene. Paula, mă bucur mult că am împărtășit energia astăzi împreună. Mulțumesc pentru... Mulțumim părții noastre fizice că s-a deplasat astăzi aici, în această zi sfântă de sărbătoare, mai ales când eram toți cu pregătiri.
Mulțumim părții noastre spirituale că a fost deschisă să practice acest instrument, nu? Să vă fie de folos nouă și românilor de pretutindeni și planete și să creeze o altă realitate. Și ce altceva ar fi e posibil? Ce schimbare e posibil? Hai să facem 1, 2, 3 înseamnă vindecarea trecutului, 1, 2, 3, 4 înseamnă crearea unui nou viitor în Axel, da? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Cum poate oare această vibrație, energia Paștelui să vindece și mai mult trecutul nostru, al familiilor, al planetei, al României, al neamului românesc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Și viitorul. 1, 2, 3, 4 pentru crearea un nou viitor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 pentru noi. 1, 2, 3, 4 pentru familiile noastre. 1, 2, 3, 4 pentru pământ. 1, 2, 3, 4 pentru neamul românesc. 1, 2, 3, 4 pentru România. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Și ce altceva e posibil și orice împiedică acest lucru, eliberându-se și decreăm în totalitate, Doamne, este unde ori acum. Da, right or wrong, good or bad, pot and poc, all nice shores, poets and beyond. Poc and pod și pod și poc. Și de asta să încheiere, să mai facem ceva special. Miracol, să cerem un miracol. Cursul de laxe de fundație. Nu mai știu care era numărul pentru miracol. Se spune o singură dată că altfel, când au spus de mai multe ori, s-au întrerupt site-urile, interneturile și internetul și zile întregi, da? Deci faci pentru alții, nu pentru tine, da? Că altfel vine ca o magie neagră, da? Deci, până la 7, da? E crearea magicii, a crea magic. Asta putem spune un pic de mai multe ori. Și până la 8 e să creăm o nouă realitate care n-a fost niciodată pe acest planet. Acesta, până la 8, e important o singură dată spus, da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crearea magiei, crearea magiei, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Magia pentru familiile noastre, deci nu pentru noi, pentru familiile noastre și pentru România, pentru neamul românesc, pentru planetă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Crearea unei noi realități care n-a existat niciodată, o singură dată spuneam, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Ok. Ne întâlnim după Crăciun, să, după Paște. Nu știu de ce tot spun Crăciun. Tot vorbeam astăzi foarte mult de yin yang, de reîntregire feminin-masculin. Crăciun, Paște, da? E iarăși un fel de polaritate care de fapt sunt o tot unitate și nu e unul mai greșit decât celălalt sau unui bun sau altui rău, ci doar e o unitate care n-ar exista unul fără celălalt, da? Tot ce scoate asta la suprafață, eliberând și de creăm în totalitate de un serion de ori, da, la iterongul de bed, pot de poc, all night short boys, beyond and povaat. Și apropo de dualitate feminin-masculin, după Paște începem o lună în comunitate pentru echilibrare feminin-masculin. Sexualitate și mai multe. Deja sunt două sesiuni live și două înregistrări. Deja am trimis o înregistrare despre energia sexuală și cum să o folosim în a crea
proiectele noastre, da? Și cine dorește să mă alăture, e doar 199 de lei, 4 ședințe și prima lună, apoi e 299, cine dorește să continue. Și la începutul lunii 3 primiți și un program în valoare de 1500 de euro, programul de bază de 21 de zile. Și în comunitate, în fine, mai aveți mai multe avantaje, vedeți acolo. Aveți reducere la programele de 21 de zile. Puteți, deci, discutăm teme propuse de voi și aveți personalizat curățări în ședințe și mergem în profunzime. E ca și când aveți un coach personal care vă ia de unde sunteți până unde vreți să ajungeți. Și vă ajută cu instrumente, cu curățări, cu ce are nevoie fiecare și la un preț foarte accesibil. Deci dacă vă interesează, edenbalance.ro, comunitate, tabu cu comunitatea. Cred că l-am pus și în postare când am la unele părți. Îmi spuneți și vă adaug în grup. E un grup de WhatsApp în care așa acolo aveți îndrumare personalizate și comunicați între voi. Un grup pe Facebook, în care avem întâlniri și pe camera de webinar și în Facebook se transmit în același timp. Da, Alina zice că e interesată. Super. Puteți să-mi scrieți deci la 0740176750, mai ales dacă ați rezonat cu facem multe meditații față de programele de 21 de zile, unde, în fine, și acolo am mai făcut, dar în general meditații, dar în comunitate facem meditație de fiecare dată. Ok, vă pupic. Paște binecuvântat să vă lumineze sufletele voastre și a celor dragi și să ne lumineze și mintea noastră și a conducătorilor țării și lumii să găsească niște soluții benefice în acest haos general. E foarte importantă disciplina, de aceea chiar vă invit să profitați de oferta din comunitate, pentru că e important să nu ne încentrați. Nu știu dacă știți ce se întâmplă prin China, ce se întâmplă. E important să căpătăm aceste instrumente, să rămânem centrați, ca să fim unitari și să nu mai ne lăsăm duși în vânt ca o pană de colo-colo cu ce vor alții. Cu siguranță și la noi, prin bănuiesc că în toamnă încep iar alte nebunii. Deci e important să lucrăm. Și nu numai o dată pe săptămână cum facem în comunitate, da? Bine, și zilnic dacă se poate, sau măcar de 2-3 ori pe săptămână să vă faceți un ritual al vostru în care folosiți tehnici cu care ați rezonat și lucrați cu ele. Cine vrea cu adevărat schimbare rapidă, programele de 21 de zile, sunt 40 de ore de curățări, vă ia efectiv de mânuță și puteți vedea una la o zi, două, trei, cum puteți. Și sunt schimbări miraculoase care au avut loc pe toate temele care au fost. Uite, Simona a fost, poate confirma, că sunt o magie și un reality show de fiecare dată. E ce trebuie să fie, da? Ok. Vă pupic și Simona zice minunată sesiune. Alina, sărbători fericite. Mulțumesc cu recunoștință și eu. Doinița, mulțumim și Paște fericit. Mulțumește cu iubire și Paște fericit. Ce n-a mai comentat ceva pe aici? Nu. Elena zice, renaștere pe planul fizic e Crăciunul și în plan spiritual Paștele. Probabil de asta ne spui că avem nevoie de amândouă ca să închidem cercul. Uite, asta chiar nu știam, că Crăciunul ține mai mult de planul fizic și Paștele mai mult de spiritual. Dar așa e, că la Crăciun corpul fizic a murit al lui Isus și planul spiritual e reînvierea spirituală. Da, super! Mersi mult pentru informația asta. Paula, mulțumesc de recunoștință. Puteți să mai faceți like, inimioare, chestii de genul ăsta ca să afișeze la mai mulți oameni și să profite mai mulți de ele. Ok,
O să te adaug, Alina, pe grupul de WhatsApp și ține legătura acolo și o să mai repostez întâlnirea care deja a fost, spuneam, cu... a fost pusă înregistrarea, dar încă n-am început live-urile, despre viața intimă, energia sexuală și cum să o folosim în creația noastră. Eu cred că o să mai intru un live scurt să fac treapta spre evoluție, că tot n-am apucat retreat-ul meu la munte. Mai fac o sesiune. Plec la țară și acolo cu internetul e mai problematic, așa. Cred că o să mai reușesc, dar nu sunt sigur. Ok, pupici. Dodo, Alina, doresc în comunitate. Da, am înțeles. Super. Guru, ce guru? Nu înțeleg.